Agatha Christie 13 probleme Povestiri Citește Carmen Dumitriu Mușcata albastră Când am venit aici anul trecut, spuse Henry Clittering și se opri. Gazda sa, doamna Bantry, se uită la el curioasă. Fostul inspector al Scotland Yardului stătea la vechii săi prieteni, colonelul și doamna Bantry, care locuiau lângă St. Mary Mead. Doamna Bantry cu stiloul în mână, tocmai îi ceruse sfatul pe cine să invite în calitate de al șaselea musafir la cina din seara aceea. Da, spuse Bantry încurajatoare. Deci, când ai fost aici anul trecut? Spunem, rălă Sir Henry, cunoști o Miss Mapo? Doamna Bantry rămase surprinsă. Era ultima persoană la care s-ar fi așteptat. Dacă o cunosc pe Miss Mapo, dar cine nu o cunoaște? Fata bătrână tipică din romane, adorabilă, dar cu totul de modată. Ai vrea să o invit pe ea la cină? Te surprinde? Trebuie să mărturisesc că puțin, da. Nici nu m-aș fi gândit că tu. Da, poate că există vreo explicație? Explicație cât se poate de simplă. Când am fost aici anul trecut, avem obiceiul să discutăm mistere nerezolvate. Eram cinci sau șase. Raymond West, romancierul, a început. Fiecare dintre noi spunea o poveste al cărui deznodământ îl știa, dar ceilalți nu. L-am considerat un exercițiu al capacității noastre de deducție, ca să vedem cine s-ar putea apropia cel mai mult de adevăr. Și? Exact ca în bazme. Nu ne dădeam seama că misma se distra, dar eram cu toții foarte politicoși, pentru că nu doream să-i rănim sentimentele dragei noastre bătrânici. Și acum vine poanta glumei. Bătrâna doamnă ne-a întrecut de fiecare dată. Poftim? Vă sigur. Mergea drept la adevăr ca un porumbel acasă. Dar e cu totul extraordinar. Cum? Bătrâna Miss Maple, care abia a ieșit de câteva ori din Saint Mary Mead, a, ah, după părerea ei, asta i-a oferit prilejuri nelimitate de a observa natura umană, ca și cum ar fi pus-o sub microscop. Cred că trebuie să fie ceva la mijloc, conchise doamna Bantry. S-ar putea să cunoască cel puțin partea meschină a oamenilor, dar nu cred că avem printre noi chiar criminali adevărați. Ar trebui să o punem la încercare, după cină, cu povestea fantomei lui Arthur. Ea și recunoscătoare dacă i-ar găsi o soluție. Nu știam că Arthur crede în fantome. Oh, nu, asta îl îngrijorează așa de mult. Și i s-a întâmplat unui prieten de-al său, George Pritchard, o persoană cât se poate de obișnuită. Este o adevărată tragedie pentru vietul George. Ori povestea asta extraordinară este adevărată, ori... ori... Doamna Bantry n-a răspuns. După vreun minut, două, spuse la modul general. Știți, mie îmi place de George. Toți îl plac. Nu ai putea crede că el... Dar oamenii fac câteodată asemenea lucruri extraordinare." Sir Henry dădu din cap afirmativ. El știa mai bine decât doamna Bantry ce lucruri extraordinare sunt în stare să facă oamenii. Așa că se întâmplă, ca în seara aceea, doamna Bantry să se uite în jurul mesei sale, tremurând puțin în timpul ăsta, pentru că sufrageria, ca majoritatea sufragerilor englezești, era extrem de rece, și să-și fixeze privirea asupra bătrânei doamne foarte rigide, care stătea la dreapta soțului ei. Miss Maple purta mitene de mătase neagră. Un vechi șal de mătase acoperea umerii și o altă bucată de mătase se ridica deasupra părului ei alb. Vorbea animată cu doctorul bătrior, Lloyd, despre azilul de săraci și despre defectele pe care le suspectau la sora medicală a districtului. Doamna Bandry se minună din nou. Ea chiar se întrebă dacă Sir Henry făcuse o glumă strajnică, dar nu prea îi dădea de căpătâi. Incredibil ca ceea ce spusese să poată fi chiar adevărat. Privirea ei se deplasă și se opri plină de afecțiune la soțul ei roșu la față, lată numeri, care îi povestea despre cai frumoasei și popularei actrițe Jane Hellier. Jane, mai frumoasă, dacă asta e posibil, în realitate, decât pe scenă, făcea ochii mari și murmura la anumite intervale. Chiar? Ei, zău! Extraordinar! Nu știa absolut nimic despre cai și nu-i păsa deloc. Arthur, îi ajutor doamna Bantry. O pe biata Jane la nebunie. Lasă caii ăia și povestește în schimb afacerea cu fantoma. Știi, George Preacher. Ce, Dolly? Oh, dar nu știu. Și Sir Henry dorește să o audă. I-am povestit ceva despre ea azi dimineață. Ar fi interesant să vedem ce părere are fiecare despre ea. Oh, povestiți, o, oh, povestiți-o, spuse Jane. Ador poveștire cu fantome. Bine, Colonelul Bandry ezita. Niciodată n-am crezut în supranatural, dar asta... Nu știu dacă vreunul dintre dumneavoastră îl cunoaște pe George Pritchard. Este unul dintre cei mai buni. Soția sa, e bine, ea a murit, viața femeie. A zice doar atât. Nu prea făcea viața ușoară lui George cât a trăit el. Ea era una dintre cei invalizi. Cred că avea ceva cu adevărat, dar indiferent de ce suferea, se folosea de asta la maximum. Era capricioasă, închipuită, nerezonabilă. Se plângea de dimineața până seara. George trebuia să o servească în toate împrejurările și, indiferent ce făcea, ieșea întotdeauna pe dos și era făcut de două parale. Cei mai mulți bărbați, sunt cu totul convins, ar fi decapitat-o de mult. Spune Dolly, nu-i așa? Era o femeie îngrozitoare, confirmă doamna Bantry cu convingere. Dacă George Pritchard ar fi decapitat-o și în juriu s-ar fi aflat vreo femeie, ar fi fost achitat în mod triumfal. Nu prea știu cum a început toată povestea. George a fost cam vag în legătură cu asta. Dar mi se pare că doamna Pritchard a avut întotdeauna o slăbiciune pentru cei care ghicesc viitorul, ghicesc în palmă, prevestesc lucruri și chestii de soiul ăsta. Lui George nu-i păsa. Dacă ea se amuza așa, totul era în regulă. Dar el refuza să se implice în rapsodii de genul ăsta și acest lucru era la originea altor necazuri. Mai multe sore de spital au trecut prin casă, deoarece doamna Pritchard, de obicei, devenea nemulțumită de ele după câteva săptămâni. O soră tânără fusese foarte atentă în privința acestei slăbiciuni a ghicitului viitorului și, pentru o vreme, doamna Pritchard fusese foarte atașată de ea. Apoi, deodată, se supără și insistă ca ea să plece. Aduse înapoi o altă soră care mai fusese la ea, o femeie mai în vârstă, cu experiență și tact în a trata pacienți psihopați. Potrivit lui George, sora Copling era de foarte bună calitate, o femeie cu mult bun simț. Ea făcea față supărărilor și ieșirilor nervoase ale doamnei Pritchard cu completă indiferență. Doamna Pritchard lua întotdeauna prânzul sus și, de obicei, în acest moment al zilei, George și sora cădeau la înțelegere în privința după amiezii. În general, sora era liberă între ora 2 și 4, dar, din amabilitate, se spune, își lua câteodată timpul liber după ceai, dacă George dorea să plece după amiaza. Cu una din aceste ocazii, ea menționă că se duce să-și viziteze o soră la Golders Green și că ar putea să întârzie puțin. George se întristă, întrucât aranjase să joace o partidă de golf. Sora Copley îi dădu toate asigurările. Nu se va simți lipsa niciunuia dintre noi, domnule Pritchard. O luminiță se aprinse în ochii ei doamna Pritchard va avea o companie mult mai excitantă decât a noastră. Pe cine? Așteptați o clipă. Ochii okay, Sorry Coupling străluceau mai mult decât oricând. Să vă spun exact. Zarida, prezicătoare psihică a viitorului. Oh, doamne, mormăi George. Asta e una nouă, nu-i așa? Absolut. Cred că sora Carsters, care a fost înaintea mea, a trimis-o aici. Doamna Pritchard n-a văzut-o încă. Mi-a spus să-i scriu pentru a-i fixa o întâlnire în această după-amiază. Bine, oricum, am să mă duc la golf, spuse George, plecând cu cele mai afectuoase sentimente față de Zarida, prezicătoarea viitorului. Când s-a întors acasă, a găsit-o pe doamna Pritchard într-o stare de mare agitație. Zăcea, ca de obicei, pe sofaua ei cu o de săruri din care inhala destul de des. George!" exclamă ea. Ce ți-am spus eu despre casa asta?" Din momentul în care am intrat, am simțit că ceva nu era în ordine. Nu ți-am spus-o atunci? Reprimându-și dorința de a răspunde, o spui întotdeauna, George zise: no, Nu, mi -amintesc. Tu nu mi-amintesc. Tu nu-ți amintești niciodată nimic din ce are legătură cu mine. Bărbații sunt extraordinar de duri, dar cred că tu ești chiar mai insensibil decât majoritatea. Ei bine, Mary, dragă, nu-i frumos să vorbești așa. După cum îți spuneam, femeia asta și-a dat seama imediat. Ea? Ea pur și simplu a trestărit de frică. Înțelegi ce vreau să spun? De cum a ajuns la ușă, s-a dat înapoi și a spus. Aici e ceva rău. Rău și periculos. Îl simt. George râse, ceea ce nu a fost prea înțelept din partea sa. Bine, a meritat să dai banii în după amiaza aceasta. Soția își închise ochii și trase îndelung pe nas din sticluța cu săruri cât mă urăști! Ai glumi și ai râde dacă aș fi pe moarte! George o contrazise, dar, după câteva minute, ea continua. Nu ai decât să râzi, dar îți voi povesti totul. Casa asta este, în mod clar, periculoasă pentru mine. Femeia a spus-o. Sentimentele bune de mai înainte, pe care le simțise George față de Zarida, se schimbă în mod radical. Știa că soția sa era în stare să insiste pentru a se muta într-o casă nouă dacă îi venea capriciul ăsta, Altceva ce a mai spus, întrebă el. N-am putut să-mi spună foarte multe. Era atât de neliniștită. Un lucru mi-a zis. Aveam niște violete într-un vas. A arătat cu degetul înspre ele și a strigat. ia de aici! Nici o floare albastră! Niciodată să nu țineți flori albastre! Florile albastre vă sunt fatale! Țineți minte asta! Doar știi, adăugă doamna Pritchard, întotdeauna ți-am spus că albastrul e o culoare care îmi repugnă. Simt ceva instinctiv împotriva ei. George era prea înțelept ca să comenteze că nu auzise niciodată până atunci spunând așa ceva. În schimb, întrebă cum arată misterioasa Zarida. Doamna Pritchard se lansă cu plăcere în descrierea acestea. Păr negru, cu bucle pe urechi, ochii erau pe jumătate închiși, mari cearcăne negre în jurul lor, avea un vol negru pe gură și bărbie și vorbea ca și cum ar fi cântat cu un accentuat aer străin. Spaniol, cred. De fapt, ca toți cei ce practică meseria asta, conchise George vesel. Soția sa își închise imediat ochii. Mă simt extrem de rău, spuse ea. Sună după soră. Răutatea mă deprimă, după cum o știi prea bine. Două zile mai târziu, sora copului se duse la George cu o față gravă. Vreți să veniți la doamna Pritchard, vă rog? A primit o scrisoare care îl liniștește foarte mult. Își găsi soția cu scrisoarea în mână. e Citește-o, spuse ea. George o citi. Era o hârtie foarte parfumată, cu un scris mare și negru. Am citit viitorul. Vă avertizez înainte de a fi prea târziu. Fiți atentă la luna plină. Primul la albastră înseamnă avertisment. Nalba albastră de grădină înseamnă pericol. Mușcata albastră înseamnă moarte. Tocmai când era pe punctul de a izbucni în râs, George observă că sora Coplin îi face un gest iute ca să-l împiedice spuse oarecum nesigur. Probabil că femeia încearcă să te sperie, Mary. Oricum, nu există asemenea lucruri ca primule albastre și mușcate albastre. Dar doamna Preacher început să plângă și să spună că zilele îi sunt numărate. Sora Coplin ieși cu George pe palier. Atâtea idioțenii la un loc, izbucni el. Cred că așa e. Ceva din tonul sorei îl surprinse și o privi uimit. Soră, doar nu crezi, nu, nu, domnule Pritchard, nu cred în prezicerea viitorului. E o prostie. Ceea ce mă uliește pe mine este înțelesul scrisorii. Dicitoarele pun mâna de obicei pe ce pot, dar femeia asta pare să o sperie pe doamna Pritchard fără să tragă niciun folos pentru ea. Asta nu înțeleg. Și mai e un lucru. Da? Doamna Pritchard susține că ceva la Zarida e oarecum familiar. Chiar? Ei bine, nu-mi place, domnule Pritchard. E tot Soră, nu știam că ești atât de superstițioasă." Nu sunt superstițioasă, dar știu când un lucru este straniu." După vreo patru zile a avut loc primul incident. Ca să vi-l explic, va trebui să descriu camera doamnei Pritchard." Mai bine lasă-mă pe mine să o fac," îl întrerupse doamna Bantry. Era tapetată cu material nou, peste care poți aplica buchete de flori ca să-i faci un fel de bordură de verdeață. Efectul este asemănător cu acela dintr-o grădină numai că, bineînțeles, ceva nu e în regulă cu florile. Mă refer la faptul că ele nu pot fi toate înflorite în același timp. lasă spasiunea ta pentru acuratețe horticolă, Dolly, îi se adresă soțul. Știm cu toții că ești un grădinar entuziast. Bine, dar este absurd, protestă doamna Bantry. Să ai narcise, zambile, nalbe de grădină, lupinus albus și margarete de toamnă, toate grupate la o la altă. Cât se poate de neștiințific, remarcă Sir Harry. Dar să continuăm povestirea. Ei bine, printre aceste flori îngrămădite se aflau primule, buchete de primule galbene și roșii și... Oh, continuă, Arthur, asta e povestirea ta. Colonelul Bantry reluă filul acțiunii. Într-o zi, doamna Pritchard sună violent din clopoțelul ei. Toată casa veni în fugă, crezând că își dea duhul. Cătuși de puțin. Ea era extrem de agitată și arăta cu degetul spre tapet, Acolo se vedea destul de clar o singură primula albastră în mijlocul celorlalte. Oh, îmi dă fiori!" exclamă dămnișoara Hellier. Problema era dacă primula acea albastră fusese tot timpul acolo? Așa au fost de părere George și sora. Dar doamna Pritchard n-a vrut în dreptul capului să accepte sugestia asta. Ea nu o observase niciodată până dimineața aceea și cu o noapte înainte fusese lună plină. Era foarte nebunită din cauza asta. L-am întâlnit pe George Pritchard în acea zi și el mi-a povestit, Intervenit doamna Bandry. M-am dus să o vizitez pe doamna Pritchard și mi-am dat toată la să ridiculizez întreaga afacere, dar fără succes. Am plecat serios preocupată și mi-am inteles că m-am întâlnit cu Jane Instell și i-am spus și ei. Jane este o fată ciudată. Ea a zis, deci chiar este afectată de asta? Am asigurat-o că începusem să cred că femeia era pur și simplu capabilă să moară de frică. Era superstițioasă din calea afară. Îmi reamintesc că Jean m-a cam surprins cu ceea ce a declarat apoi. Ei bine, asta ar putea să fie spre binele tuturor, nu-i așa? Tonul era așa de rece, atât de indiferent, încât m-a șocat cu adevărat. Sigur că știu cum se întâmplă în zilele noastre. Să fii brutal și direct, dar nu mă pot deloc obișnui cu asta. Jane îmi zâmbi cam ciudat și adăugă. Nu vă place că spun asta, dar e adevărat. La ce îi mai folosește viața doamnei Pritchard? La nimic. Și e un iad pentru George Pritchard. Să-i moară soția de frică. Ăsta ar fi lucrul cel mai bun care i s-ar putea întâmpla. Eu i-am răspuns. George a fost întotdeauna extrem de bun cu ea. Jane a răspuns. Da, el merită o recompensă. Mietul de el. Este un bărbat foarte atractiv, George Pritchard. Așa credea ultima soră, cea drăguță. Mă chema Carsters. Asta a fost cauza certei dintre ea și doamna Pritchard. Știți, mi-a plăcut să aud pe Jane vorbind astfel. Sigur că m-am întrebat. Doamna Bantry se opri în mod intenționat. Da, dragă," spuse Miss Marple liniștită. Întotdeauna te întrebi. Domnișoara Enstow în e o fată drăguță? Joacă cumva și golf?" Da." E bună la toate jocurile și arată foarte bine, atractivă, foarte blondă, cu piele sănătoasă și ochii mari, frumoși, albaștri. Sigur că noi întotdeauna am simțit că ea și George Pritchard, vreau să spun că dacă lucrurile ar fi stat altfel, sunt foarte potriviți. Sunt prieteni? întrebă Miss Maple. Oh, da, prieteni foarte buni. Dolly, întrebă colonelul Bantry pe un ton mieros, crezi că aș putea să-mi continui povestirea? Arthur, spuse doamna Bantry semnată. vrea să se întoarcă la fantomele sale. Restul povestirii am aflat o de la însuși George, continuă colonelul. Nu e nicio umbră de îndoială că doamna Pritchard o luase rasna rău de tot spre sfârșitul lunii următoare. Însemna pe un calendar când era lună plină și noaptea aceea i-a ținut pe soră și pe George în camera ei și a pus să studieze tapetul cu grijă. Erau nalbe de grădină, roz și roșii dar niciuna albastră printre ele. Apoi, după ce George a plecat din cameră, i-a închis ușa. Și dimineața a apărut o mare nalbă albastră de grădină, spuse veselă domnișoara Hellier. Exact, confirmă colonelul Bantry. Sau, în orice caz, cam așa ceva. O floare de nalbă, chiar deasupra capului ei, se făcuse albastră. Asta îl impresionă pe George și, bineînțeles, cu cât îl intriga mai mult, cu atât refuza să ia lucrurile în serios. A insistat că toată afacerea era un fel de glumă. A ignorat dovada că ușa fusese închisă și faptul că doamna Pritchard a descoperit schimbarea înaintea tuturor, chiar înainte ca sora Coplin să intre în cameră. Lucrul acesta lui pe George și-l făcu să se piardă cu firea. Soția sa dorea să părăsească locuința și el nu vroia. Pentru prima dată era înclinat să creadă în supranatural, dar îi era rușine să o recunoască. De obicei, ceda în favoarea soției sale, dar de data asta refuză. Spunea că Mary nu o să-și bată joc de el. Întreaga afacere era o prostie infernală. Și așa se scurse luna următoare. Doamna Pritchard protesta mai puțin decât ce ar fi imaginat cineva. Cred că era așa de supersticioasă încât se convinsese că nu poate scăpa de ceea ce era scris. Repeta tot timpul: Primula albastră, avertisment. În -alba albastră de grădină, pericol, mușcata albastră, moarte. Și stătea uitându-se la buchetul de mușcate roșii de lângă patul ei. Întreaga atmosferă era tensionată. Chiar și sora s-a molipsit. Cu două zile înainte de luna plină, îl rugă pe George să ducă pe doamna Pritchard în altă parte. George s-a enervat. Chiar dacă toate florile de pe tapetul ăla al naibii s-ar transforma în draci albaștri, tot n-ar putea omorâ pe cineva, strigă el. S-ar putea, de șoc, au murit mulți oameni până acum. Prostii, susținu George. Întotdeauna George a fost puțin încăpățânat. Nu-l poți urni dacă nu vrea. Cred că avea impresia că însăși soția sale colora și că totul se rezuma la un plan istoric și morbid de-al ei. Ei bine, noaptea fatală sosi. Doamna Pritchard închise ușa ca de obicei. Era foarte calmă, într-o stare de spirit aproape patetică. Sora părea îngrijorată de această stare și a vrut să-i dea un stimulant, să-i facă o injecție cu strignină, dar doamna Pricher refuză. Într-un fel, cred, se amuza. Așa spunea și George. Ar putea fi destul de posibil, zise doamna Bantry. Trebuie să fi fost un soi de ciudată fascinație care cuprinsese toată casa. A doua zi dimineața nu se mai auzi sunetul violent al clopoțelului. Doamna Pritchard se trezea în mod obișnuit pe la opt. Când, la ora opt și jumătate, nu primi niciun semn de la ea, sora bătut tare la ușă. Pentru că nu-i răspunse nimeni, se duse, l-a duse pe George și insistă să spargă împreună ușa. Așa și făcură cu ajutorul unei dălți. O privire spre silueta nemișcată din pat a fost suficientă pentru sora capului. El trimise pe George să telefoneze după doctor, dar era prea târziu. Doamna Pritchard, spuse acesta, trebuie să fi murit de vreo opt ore. Sticluța cu săruri se afla pe pat lângă ea și, pe peretele de arături, una dintre mușcatele roșii era de un albastru viu. Oribil! exclamă domnișoara Hellier cu un fior. Sir Harry se încruntase. Alte detalii suplimentare? Colonelul dădune putincios din cap, dar doamna Bantry interveni iute. Gazul! ce cu gazul? întrebă Sir Henry. Când doctorul a sosit, mirosea ușor a gaz, și el descoperi imediat că la cămin conducta fusese puțin deschisă, dar într-o măsură atât de mică că n-ar fi putut conta. Domnul Pritchard și sora n-au observat lucrul acesta când au intrat prima dată. Sora a declarat că ei i-a mirosit ușor a gaz. George a spus că n-a sesizat vreo urmă de gaz, dar că ceva îl făcea să se simtă copleșit și foarte ciudat. El a pus aceasta pe seama șocului și probabil că asta și era. În orice caz, nu se ridica problema sfisierii cu gaz. Mirosul era abia perceptibil. Și ăsta e sfârșitul povestirii? Nu, nu e asta. Într-un fel sau altul s-au spus vrute și nevrute. Știți, servitorii au zis unele lucruri. Ca de exemplu, pe doamna Pritchard spunându-i soțului că el o ura, că avea să-și bată joc când ea va fi pe moarte. Ca și remarci mai recente. Ea afirmase într-o zi, apropo de refuzul lui de a părăsi casa. Foarte bine, când voi muri, sper ca toată lumea să-și dea seama că tu m-ai ucis. Și ghinionul a făcut ca el să fie amestecat cu o zi mai înainte niște substanțe otrăvitoare împotriva buruienilor pentru a stropi cărările în grădină. Unul dintre servitorii mai tineri îl văzuse și apoi mai observase că-i dusese sus soției un pahar cu lapte fierbinte. Speculațiile s-au răspândit și au crescut în intensitate. Doctorul dăduse un certificat, nu știu exact în ce termeni, Șoc, sincopă, infart, probabil niște termeni medicali care nu însemnau nimic mai mult. Totuși, viața femeie abia fusese îngropată de o lună când s-a cerut și aprobate sumarea. Îmi amintesc că rezultatul autopsiei a fost nul, spuse Sir Harry pe un ton grav. Deocamdată, un caz despre care s-a făcut vâlvă fără motiv. Toată întâmplarea este adevărat foarte curioasă, spuse doamna Bantry. De exemplu, ghicitoarea, Zarida, la adresa unde se presupunea că s-ar găsi, nimeni nu a auzise vreodată de o asemenea persoană. Ea a apărut așa, deodată, din neant, adăugă soțul. Și apoi, pur și simplu, a dispărut în zarea albastră. Albastră. Asta chiar că e bună. Și ceea ce-i culmea, continuă doamna Bantry, sora Carsters, despre care s-a presupus că ar fi recomandat-o, n-a auzit niciodată de ea. Se uitară unul la altul. E o povestire misterioasă, spuse doctorul Lloyd. Poți face presupuneri, dar să știi ce s-a întâmplat, dădu din cap că nu știa. Domnul Pritchard s-a căsătorit cu domnișoara Enstow? întrebă Miss Maple pe tonul ei blând. De ce întrebați tocmai asta? se interesă Sir Harry. Miss Maple îl privi cu ochii ei mari, albaștri și calzi. Mi se pare atât de important, insistă ea. S-au căsătorit? Colonelul Bantry dădu negativ din cap. Ei bine, noi ne-am cam așteptat la așa ceva, dar au trecut 18 luni. Nici nu cred că se mai întâlnesc. Asta e important, spuse Miss Mapo. Foarte important. Atunci, credeți la fel ca mine, zise doamna Bantry. Credeți? Hai, Dolly, o întrerupse soțul. Nu are nicio justificare ceea ce ai de gând să spui. Nu poți acuzi oamenii fără să ai nicio umbră de dovadă. Nu fac cum pe circunspectul, Archer!" Bărbaților le e teamă întotdeauna să nu zică ceva care... Oricum, totul rămâne aici, între noi. E doar o idee fantastic de îndrăzneață din partea mea că e posibil, doar posibil, ca Gene Insta să se fi deghizat într-o prezicătoare. Gândiți-vă că ar fi fost o glumă. Nu cred nicio clipă că a vrut să facă vreun rău. Dar, dacă așa s-a întâmplat și doamna Pritchard a fost așa de proastă să moară de frică, ei bine, asta ați vrut să spuneți, Miss Mapo, nu-i așa? Nu, dragă, nu tocmai, o contrazise Miss Mapo. Știți, dacă aș avea de gând să omor pe cineva, ceea ce, bineînțeles, nu m-am gândit nicio clipă să fac, deoarece ar fi un lucru foarte rău și apoi nu-mi plac crimele, nici chiar de viespi nu m-aș atinge, deși trebuie și sunt sigură că grădinarul o poate face cât se poate de omenos. Da, ia să văd. Ce spuneam? Dacă ați dori să omorâți pe cineva, o susținut Sir Harry. Oh, da. E bine, dacă aș face-o, m-aș mulțumi să mă încred în frică. Citim despre oameni care au murit de groază, dar pare un soi de lucru foarte nesigur. Și oamenii cei mai nervoși sunt cu mult mai curajos decât se crede, în general, despre ei. Mi-ar place ceva clar și precis și aș pune la punct un plan bun în scopul ăsta. Miss a opri oh Sir Harry, mă bage în sperieți. Sper că nu o să vrei niciodată să trimiți pe lumea cealaltă pe cineva. În planurile dumneavoastră s-ar dovedi prea bune. Miss Maple îl privi cu reproș. Credeam că m-am exprimat clar că nu m-aș deda vreodată la o asemenea ticoloșie, spuse ea. Nu. Încercam să mă pun în situația unei anumite persoane. Vă referiți la George Pritchard? întrebă colonelul Bantry. N-aș crede niciodată așa ceva despre George, deși trebuie să știți că însă și sora îl suspectează. M-am dus și am făcut o vizită după vreo lună, cam în jurul momentului exhumării. Nu știa cum s-a întâmplat. De fapt, nu avea nimic de spus, dar părea destul de clar că ea credea că George era, într-un anumit fel, responsabil pentru moartea soției. Era convinsă de asta. Da, interveni doctorul Lloyd. Poate că nu greșea în totalitate. Și apoi, vă dați seama că o soră adesea știe. Ea nu poate spune, n-are nicio dovadă, dar știe. Sir Harry se aplecă în față. Ha, desmis Mapo, îi se adresă el convingător. Visezi cu ochii deschiși. Nu ne spuneți și nouă ceva despre lucrurile astea? Miss Mapo tresări și se -ndroșii. Nu Vă cer scuze, spuse ea, Mă gândeam doar la sora noastră medicală de district. O problemă cât se poate de dificilă. Mai dificilă decât cea cu mușcata albastră. Asta depinde foarte mult de primule, declară Miss Mappo. Vreau să spun că doamna Bantry l-a descris ca fiind galbene și roșii. Dacă a existat o primulă roșie care a devenit albastră, atunci, desigur, asta se potrivește de minune. Dar dacă s-a întâmplat să fie una galbenă, a fost roșie, răspunse doamna Bantry. Se holbă. Se holbară cu toții la Miss Marple. Atunci, asta explică totul, spuse Miss Marple. Dădu din cap plină de regret. Și sezonul viespiilor. Totul. Și, bineînțeles, gazul. Cred că ți-aduce aminte de nenumărate tragedii de la țară, spuse Sir Harry. Nu tragedii, răspunse Miss Mapo, și, în mod sigur, de nimic criminal. Dar îmi amintește puțin de necazul pe care îl avem cu sora medicală. În fond, sorele medicale sunt ființe umane și care trebuie să fie așa de corecte în comportamentul lor, să poarte gulerele alea incomode, să se atașeze de familii. Ei, vă miră că se întâmplă uneori câte ceva? O luminiță se aprise în ochii lui Sir Henry. Vă gândiți la sora Carsters? Oh, nu, nu la sora Carsters, la sora Coplin. Știți, eu fusese acolo mai înainte și era drag de domnul Pritchard, care spune că e un bărbat atrăgător. A zice că s-a gândit, gata de ea. Sigur, n-ar trebui să ne amestecăm în treaba asta. Cred că nu știa de domnișoara Einstein și, bineînțeles, după aceea, când a aflat, s-a întors împotriva lui și a încercat să facă cât de mult rău putea. Desigur, scrisoarea a nu-i așa? Ce scrisoare? Bine, dar ea i-a scris ghicitoarei la cererea doamnei Pritchard și prezicătoarea a venit, aparent, ca răspuns la scrisoare. Dar, mai târziu, s-a descoperit că nu existase niciodată o asemenea persoană la adresa aceea. Asta indică un lucru. Sora Caplin era implicată. Ea doar a pretins că scrie. Sau, ce ar putea fi mai plauzibil decât faptul că ea însăși a fost prezicătoarea? N-am făcut deloc legătura cu scrisoarea, spuse Sir Henry. Acesta e un element cât se poate de important. A făcut ceva foarte îndrăzneț, spuse Miss Mapo, întrucât doamna Pritchard ar fi putut să o recunoască, în pofida deghizării sale. Deși, cu siguranță, dacă s-ar fi întâmplat așa, sora ar fi pretins că a fost o glumă. Ce vreți să spuneți, zise Sir Harry, când ați afirmat că dacă ați fi fost o anumită persoană, nu ați fi avut încredere în efectul spaimei? Nu poți fi sigur în felul acela, răspunse Miss Mapo. Nu, Cred că avertizmentele și florile albastre au fost, o să folosesc un termen militar, doar un camuflaj și râse de proprie ei comparație. Și lucrul adevărat? Îți știu, se scuză Miss Mapo, că mi-e gândul la viespile alea, în bietele de ele, distruse cu miile și, de obicei, într-o zi frumoasă de vară. Dar mi-am reamintit că l-am văzut pe grădinar amestecând ceanură de potasiu într-o sticluță cu apă care arată asemenea sticluțelor cu săruri de inhalat. Și dacă s-ar pune amestecul grădinarului într-o asemenea sticluță și aceasta în locul celei adevărate, e bine, biata femeie avea obiceiul să nu se dezlipească de sticluța ei cu săruri. Ați și spus că a fost găsită lângă mâna ei. Atunci, în mod sigur, când domnul Pritchard s-a dus să telefoneze după doctor, sora a înlocuit-o cu cea adevărată, și-a dat puțin drumul la gaze ca să mascheze orice miros de migdale. Și, în cazul în care cineva se simțea ciudat, și eu am auzit că ceanura nu lasă nicio urmă dacă aștepți destul de mult, s-ar putea să mă înșel și să fi fost ceva cu totul diferit în sticluță. Dar asta nu mai contează, nu așa? Miss Maple se opri, trăgându-și puțin sufletul. Jane Heller se aplecă spre ea și întrebă. Dar mușcata albastră și celelalte flori Sorile medicale au întotdeauna hârtie de turnesol, nu e așa? întrebă Miss Maple. Pentru, pentru teste. Nu e un subiect prea plăcut. Nu o să insistăm asupra lui. Într-o vreme am fost și eu, pentru puțin timp, soră medicală. Se înroși ușor. Albastrul devine roșu cu acizi și roșu devine albastru cu substanțe alcaline. E așa de ușor să lipești o hârtiuță de turnesol roșie pe o floare roșie de lângă pat. Bineînțeles. Și apoi, în viața femeie și-a luat sărurile, aburii puternici de amoniac au schimbat-o în albastru. Cu totul extrem de ingenios. Desigur, mușcata nu era albastră când ei au intrat prima dată în cameră. Nimeni n-a observat-o decât mai târziu. Când sora a schimbat sticluțele între ele, a ținut-o pe cea cu amoniac, timp de un minut, lângă tapet. Așa cred. Trebuie să fi fost de față, Miss Mapo, rosti admirativ Sir Harry. Ceea ce mă preocupă, spuse Miss Mapo, este bietul dom Pritchard și fata aceea drăguță, domnișoara Instow. Probabil amândoi se suspectează reciproc și se țin la distanță. Și viața, așa de scurtă, dădu tristă din cap. Nu trebuie să-ți faci griji, o asigură Sir Henry. De fapt, am un nas în mânecă. O soră medicală a fost arestată sub învinuirea de a fi ucis un pacient în vârstă care îi lăsase o moștenire. A folosit ceanură de potasiu ca înlocuitor pentru săruri de inhalat. Sora Capul a încercat din nou același truc. Domnișoara Enstow și domnul Pritchard nu trebuie să aibă îndoieli în privința adevărului. Ei, nu-i așa că-i drăguț?" exclamă încântată Miss Mapo. Nu mă refer la noua crimă, nu. No. asta e foarte trist. Dovedește câtă răutate domnește în lume și dacă te lași tentată odată, ceea ce îmi reamintește că trebuie să termin scurta mea discuție cu doctorul Lloyd despre sora medicală din sat.